Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir. Bun venit, dragii mei! Sunt Simona Dragomir. Astăzi încep un pic altfel emisiunea. Vreau să spun la mulți ani iți-bi-ți, la cât mai multe ore de emisie bună, de cea mai bună calitate, la cât mai multe informații utile, educație, sănătate, la cât mai multe concursuri și premii și cea mai frumoasă muzică, muzica ta preferată. La mulți ani tuturor celor care fac parte din familia iți-bi-ți. Și astăzi, alături de mine aici în studio, se află domnul Iulian Filimbut, ascultător fidel iți-bi-ți, cunoscut ca tatăl Giuliei. Cine este Giulia? Am o scrisorică de citit. Giulia spune: am împlinit 9 ani și cu drag vă mărturisesc că am o copilărie fericită. De ce? Păi ia gândiți-vă cât de frumos poate fi să ai prieten alături de tine în fiecare zi. Radio iți-bi-ți. Am crescut odată cu voi. Micuță fiind, nu aveam cu cine să stau acasă. Cu creșa nu am avut noroc, astfel tata mă lua cu el la serviciu. Nu conta cât de cald era în mașină, vă ascultam pe voi, prieteni dragi. Cântam, dansam și atunci când tata intra în direct, aveam și eu ceva de spus. Nu exista niciun eveniment la care să nu particip. Am plantat primul meu copăcel, la numai 2 anișori. Am dansat de mână cu iții și cu biții. Am participat la concursuri. M-am amuzat când părinții participau și ei la diversele provocări. Ce frumos! Acum sunt deja la școală și vă ascult de cum mă trezesc și dacă am noroc, ne și jucăm puțin, încep orele. Am câștigat nu doar prieteni pe vecie, ci parte din familia mea. Cu dragoste, Giulia Filimbut din București. Mărturisesc că mi-au dat lacrimile în timp ce am citit această scrisorică. M-am emoționat și acum. Felicitări pentru copilul minunat pe care îl aveți. Felicitări că faceți parte din familia iți-bi-ți și o să vă las să povestiți cum a crescut Giulia, pentru că n-am exagerat cu nimic. Giulia a crescut cu iți-bi-ți. Așa este. Povestiți-ne un pic. Încă o dată, bun venit ascultătorilor, părinților în principal, pentru că ei trebuie să asculte, copiilor ca să joacă. Giulia a avut o încercare nu foarte reușită, a intrat la creșă. Asta pe la ce vârstă? Chiar imediat la câteva zile după 2 ani. Soția trebuia să înceapă serviciu și... Dumneavoastră, mă rog, la fel? Eu oricum eram... N-aveam practic cu cine să o lăsăm acasă, pentru că nu se putea. Și atunci, dacă nu am avut trecerea asta așa la creșă, am hotărât ca să o țin cu mine mașină. Eu lucram pe vremea curier. Am avut înțelegerea șefilor ca să mă lase să o duc cu mine peste tot. Și dormeam în mașină, aveam tot ce trebuie pentru un copil de 2 ani, dacă puteți să vă închipuiți. Biberon, pernuță, păturică, sandvișele. Schimburi. Schimburi, nu mai zic. 4 perechi de încălțări la 2 ani, pentru că nu-i plăceau fiecare, că nu se potrivea cu ce îmbrăcată, cu ce... Deci trebuia să asortați domnișoara neapărat, de mică. Neapărat. Mi se pare normal. Era și fată, bineînțeles, da? Și când aveam timp, după timpul programului, ca să zic, când aveam timp, ne mai opream o repriză de parc. Dacă aveam mai puțin de lucru, dădeam pe acasă să-i fac să mănânce ceva cald, eventual dormea acasă. Dacă nu dormea în mașină, se trezea în mașină. Uneori se trezea bucuroasă, alteori mai puțin bucuroasă, dar radio mergea în permanență pe iți-bi-ți. Nu știu cum am reușit eu și am găsit, am descoperit postul atunci. Ce frumos! Și înțeleg, în urmă cu 9 ani, deci fix când și postul de radio se înființa. Exact, exact. Chiar practic, la început. Giulia a crescut odată cu radioul. Așa e. Da, în cei 9 ani de zile și iți-bi-ți a crescut și Giulia la fel. Da, da, da. Așa este. Ce să vă spun mai mult? Am urmărit toate emisiunile, mai ales astea educative, pentru... V-au fost de folos? Să știți că foarte mult. Meditațiile sunt, pentru părinți sunt și toate de folos, numai că nu reușim tot timpul să le punem în practică așa cum am trebuie. Am înțeles, deci cu teoria am stat bine foarte sau ați bine, fost donic foarte să învățați bine. Și ați ascultat și așa ați e. Învățat multe. Așa e. Mai greu cu practica. Cu practica, ca de obicei. Practica aici care ne omoară. Ce să vă spun mai mult? Eu zic că un pic exagerați, pentru că iată ce copil minunat, iată ce frumos ați reușit să o educați pe Giulia, un copil care scrie astfel de rânduri la 9 ani, mie mi se pare că sigur, este un copil care a crescut frumos. Treaba asta eu n-am văzut-o, e prima oară când o văd. Păi, n-a scris nouă, Giulia, nu trebuia să vă scrie dumneavoastră. Da, așa? Și ați fost impresionat, nu? Sunt impresionat, acum nu vreau să sune pompos sau să mă laud eu prin rezultatele ei, dar se vede totuși un pic aportul părinților.
în tot ceea ce faci, pentru că dacă nu împingi un pic copilul din spate, nu... Asta este clar, am spus întotdeauna, copilul practic este oglinda părinților. Puțin sunt copiii care au de la ei putere, să zic așa, să facă o chestie fără să-i spună tata, mama, fă aia, foarte puțin. Există, am văzut și eu, da? Și să sperăm că, pe măsură ce anii trec, nu va mai fi nevoie chiar atât de mult de sprijin. De sprijin, de, da? De împins, da. Și de realizat. Oricum, în mare parte, ia exemplu bun, chiar dacă durează până îi se împiripă în minte. Dar și când vin ideile, iată ce frumos, da, le concretizează și când vin ideile și așa este. Și când vin ideile așa este. Cum învață Giulia? Cum este ea ca elevă la școală? Fără modestie, vreau să o laud, cum am laudat-o fiecare persoană care a dus discuția despre copil. Și la ultima ședință cu părinții de la școală au fost, nu știu dacă au numărat 8, care, să zicem, suntem printre cei activi în clasă, dar ea este, a zis doamna învățătoare, că de la 8 până la 1 este activă pe toată durata. Deci este un copil bun, un elev bun. Și acum e la Palatul Copiilor și e la cursuri de germană, cursuri de chitară. Foarte bine. Marțea și joia face și arte marțiale, că trebuie să se și apere. Așa, la un moment dat. Să știe măcar, da. Da. Deci iată câte lucruri frumoase face Giulia. Este clar că este un copil minunat. Este clar că dumneavoastră și soția ați avut grijă de ea frumos. Chiar dacă, iată, condițiile nu păreau a fi favorabile, a fi de partea dumneavoastră, nu? Sunt copii care cresc fie cu bunicii, liniștiți acasă, fie cu bonele, nu o bonă, ci mai multe. Iată că Giulia a fost un pic chinuită, pentru că nu era ușor să treci la vârsta aceea în mașină, tatăl să aibă grijă și de carieră, adică să nu neglijeze serviciul. Mă gândesc ca mamă, știu ce înseamnă să crești un copil, cred că ați făcut eforturi uriașe. Da. Însă iată că ele au dat roade. Mă bucur că ați descoperit Itibiții, mă bucur că atunci Itibiții și el abia se născuse în urmă cu 9 ani. Iată ce frumos am crescut împreună. Așa este, chiar am crescut împreună. Și poate că ar fi bine... Sunteți în primul rând bărbat, tătic. În general, femeile poate ascultă mai mult emisiuni educative, sfaturi practice, muzică bună. Deși nu vreau să exclud și tații și bărbații, pentru că primim telefoane în direct, mesaje, deci este clar că și ei ne ascultă. Însă ca bărbat nu ți este ușor sau ți este un pic mai greu decât i-ar fi unei femei. Mie așa mi se pare, poate greșesc. Ce simțeați dumneavoastră? Cât v-a ajutat Itibiții în acele momente? Cât vă mai ajută și acum? Că înțeleg că ne ascultați în continuare. Da, așa este. Ne ajută. Ne-a ajutat în primul rând prin schimbarea stării de spirit de la momentul respectiv. Dacă era o problemă și normal, copilul la 2 ani se mai enerva, că nu înțelegea să mai stea potolit, eu aveam o problemă. Își pierde ușor răbdarea. Da, începea să plângă, nu vreau aia. Dădeam drumul la radio, puțin mai tare, începea muzică, începea o glumă, mai era o emisiune, nu știu ce, zic, uite, hai să ascultăm ce spune doamna, hai să ascultăm ce spune Iții și Bicii. Tot felul de concursuri pentru copii. Hai să încercăm să sunăm, da, mai ales când îi mai și dădeam telefonul în brațe, îi mai distrăgeam puțin atenția, se potolea puțin, se schimba totul dintr-o dată, era liniște din nou în mașină, da, frumos, mai ales când intram în direct. Ea era foarte, foarte încântată că mândră. Vorbea la telefon, vă dați seama. Și atunci am zis că, uite, există totuși altceva în afară de a ridica tonul la copil, de a zgâdui copilul. Da? Nu mai zic de ai mai trage una, două la funduleț. Încă sunt părinți care consideră că bătaia este ruptă din rai. Da, și era și o glumă pe vremea asta când Gigeli spunea bunicii să coasem raiul la loc. Pentru că a fost cu minte și acum a trebuit să dea el bătaie bunici. Da, aoleu, nu sunt de acord cu bătaia. Așa. Da. Pe o parte am fost mulțumit, să zic așa, că nu a mai fost nevoie de intervenția altor persoane în educație. Pentru că dacă știi că vrei să faci un lucru de la început până la sfârșit,
E bine totuși să intre o idee, nu 10. Și să te implici cu toate forțele. Exact. Bun. Sărbătorim, aniversăm la mulți ani Itzibitzii și îmi doresc eu la cât mai multe ore de emisie bună, de cea mai bună calitate, la cât mai multe informații utile, educație, sănătate, la cât mai multe concursuri și premii și cea mai frumoasă muzică, muzica ta preferată, la mulți ani tuturor celor care fac parte din familia Itzibitzii și mă bucur că astăzi am alături de mine aici în studio un ascultător fidel Itzibitzii, domnul Iulian Filimbut, cunoscut și ca fiind tatăl Giuliei. Și iată, am povestit și am rememorat lucruri care s-au întâmplat acum vreo 9 ani de zile. Ați crescut o fetiță atât de frumos. Giulia a crescut cu Itzibitzii în mașină cu dumneavoastră la serviciu. Am înțeles deja că pentru Giulia Itzibitzii a fost cel mai bun prieten, la fel pentru părintele Iulian Filimbut și bănuiesc că și pentru soția dumneavoastră. Ați avut de unde să vă luați informații de calitate atunci când aveați poate nelămuriri, anumite semne de întrebare firești în momentul în care îți doresc să fii un părinte cât mai bun. Ați avut și unde să găsiți răspunsurile. Chiar. Și mă bucur că s-a întâmplat așa. Aș vrea să dăm un pic timpul înapoi și de-a lungul anilor să rememorăm lucruri care v-au marcat pe Giulia, pe dumneavoastră, pe soție, tot felul de emisiuni preferate, că sunt convinsă că le-ați avut, le aveți și acum. Deci emisiuni preferate, concursuri la care ați participat, campanii care v-au rămas în minte. Știu că Giulia este foarte activă, a și cântat, cântă în spectacole. Hai să povestim un pic. Păi, emisiunile preferate au fost rând pe rând Portrete mici de oameni mari, mai ales pentru mine, Zimi tot, care îi învață pe copii tot ce trebuie despre lucruri pe care ei încă nu le cunosc. Joc pe echipe. Era o emisiune, se difuza seara, am prins să intrăm în direct. A fost o distracție, atunci am râs, nu mai înțelegeam cine zice, ce zice și așa mai departe. Chiar și munca asta de a tot suna până ajungi să intri în direct, pentru că intri... sunt mulți ascultători care se plâng de faptul că se chinuie de la o vreme, chiar zile, să de săptămâni, de luni întregi. Din ce în ce mai mult și din ce în ce mai mult timp stai până prinzi legătura. Asta înseamnă că sunt tot mai mulți ascultători care în aceeași secundă vor tot să intre așa în direct, este, ceea ce este foarte bine e pentru Itzibitzii. Da. Și... cea mai educativă, să zic, emisiune pentru mine era Meditații pentru părinți, care a rămas în și continuare. Și sper că este în continuare, a da? A rămas, bineînțeles. Așa, așa, mulțumesc. Și iar pentru Giulia, cel mai frumos lucru a fost când i-a cunoscut pe Itzibitzii. Am început prima dată, am reușit să obținem, să zic așa, legătura la un concurs de premii de la Itzibitzii, câștigarea bradului de Crăciun. A, interesant. Da, a fost cea mai fericită că a zis că bradul ăla nu e de la moșu, ci de la Itzibitzii. Și bine, ea încă nu știa, dar i-am povestit după aia mai târziu, că avea 2006, avea un an, aproape un an de fapt, și când am venit cu bradul acasă, prima întrebare pe care a pus-o a fost unde e Itzibitzii. Da, pe Itzibitzii și pe Bitzii, unde Bitzii, i-ați lăsat. Cum putea să vorbească la vârsta aia? Itzibitzii, da? După aceea, când ne-am cunoscut cu personalul radioului în parc la Iore, în 2007, când s-au plantat pomii. Deci la 2 ani. La și 2 Giulia ani. Face referire în scrisorică, dacă am plantat primul ei copăcel la numai 2 anișori. Da. Am dansat de mână cu Itzi și așa cu Bitzii. Este, da. Deci iată, a fost foarte încântată să-i cunoască în așa realitate. Așa este, a luat în brațe, a făcut fotografii cu ei. A fost atunci printre cei mai mici copii care săpau și udau pomul pe care primise în dar de la Itzii și de la Bitzii, și ei au fost foarte încântați. Cineva din conducerea radioului a văzut-o, probabil a plăcut-o. Deci a fost remarcat. Da, și peste un an de zile ne-a sunat și ne-a chemat la radio ca să... probabil să facă o înregistrare, și noi ne gândeam ce înregistrare poate să facă copil 3 ani, da, la radio. Și atunci ne-a povestit și au fost niște texte scurte pentru vârsta ei, în care trebuia să facă referire la diverse situații sau momente ale anotimpului sau ale sezonului respectiv sau ale sărbătorii respective și mai departe. Una care mi-a rămas mie în minte este aceea cu schiurile.
când spunea că schiurile au fost inventate ca să alunece la vale, iar la deal să le urcăm noi. Ce drăguț! Da, și avea o voce mai răgușită așa la 3 ani. A fost foarte mult timp cu vocea aia răgușită, era inconfundabilă, deci n-aveai cum să nu o remarci, la radio mai ales. Și de-a lungul timpului a fost chemată, să zicem așa, destul de frecvent la radio pentru lucrurile astea. Pe mine m-au mișcat foarte tare și m-au emoționat mai mult, ca să zic așa, dacă repet cuvântul, pentru că nu mă gândeam că un copil necunoscut, care nu are treabă cu radio, cu televiziune, poate să ajungă la radio. Mulțumim, iată că există ascultători atât de fideli, pasionați, devotați, oameni cu suflete minunate. Pentru că am simțit foarte multă căldură de când ați venit și emoție în același timp, pentru că urma să realizăm împreună această emisiune. Cred că este foarte emoționant, pentru că fără să vreți, derulați ani din viața dumneavoastră, din viața Giuliei. Cred că asta este cel mai frumos pentru un părinte, să-și vadă copilul crescând și nu crescând oricum, da, ci dezvoltându-se frumos ca o floare pe care o uzi, are suficientă lumină, soare, și ea crește și se face tot mai frumoasă și tot mai specială și atrage cât mai multe priviri. Cred că este minunat pentru un părinte. Cel mai frumos. Mai ales pentru un tătic atunci când vine vorba de fica lui. Da, mai ales pentru tătic, tăticii de fată. Păi de asta am subliniat acest lucru. Da, da, este o, cum să vă zic, este o minune ca să fii tată de fată. Nu credeam. La început îmi doream băiat. Da? Sincer, da. Dar când a apărut și n-ați, am zis, mai da acum fata pe băiat, pe nu? Nici 100 de băieți. Noi, da. Da. Eu urât, sunt fericită că eu am pereche, am și băiețel și fetiță și atunci îmi permit să mulțumesc la fel. Îmi permit să glumesc și să râd. Sunt chiar o mică fericită pentru că am pereche și am și eu niște copii frumoși, cu minți, copii minunați. Bine, cred că fiecare părinte așa își vede copilul, așa își vede ca copilul, fiind, da, cel mai reușit. Da. La școală a fost întrebată, mă rog, toată clasa a fost întrebată la un moment dat, cine pregătește micul dejun, cine face de toate, nu știu, chestiile astea minore, și ea a fost singura din clasă, tata se trezește dimineața, face pachetul. Ce frumos, mai rar, da, ca de obicei. Am noroc că am un mămicile program de dimineață care îmi permite lucrul ăsta și îl fac, cred că, cu o dezvoltură normală. Și cu multă normală, dragoste pentru soție și fetița dumneavoastră. Da, pentru că dacă n-ar fi dragoste și dorință și să simți că vin așa lucrurile de la sine, mai greu le faci. Unde că dragoste trebuie. Nu e nimic. Nimic nu e, știți, nu așa este. Mulțumesc mult de tot, mă bucur că am avut ocazia să vă cunosc și să vorbim despre Giulia, despre ani frumoși petrecuți, iată, împreună cu Itzy Bitzy. Mă bucur că am avut o altfel de ediție, mă bucur că nu doar că ați ascultat atâția ani meditațiile pentru părinți, iată că astăzi, exact cum s-a întâmplat și în cazul Giuliei, ați fost în radio, ați realizat împreună emisiunea aici, la Itzy Bitzy, emisiunea Meditații pentru Părinți. Mulțumesc. Și vă mulțumesc. Și la mulți ani. Doamne ajută, la mulți ani tuturor, la cât mai multe emisii frumoase, la cât mai mulți ani, și să ne întâlnim sănătoși, voioși și să mai vorbim lucruri din acestea. Mulțumesc. Frumoase, să povestim aici la Itzy Bitzy. Atât pentru astăzi, aștept întrebări, mesaje la meditații pentru părinți @itzybitzy.ro. Sunt Simona Dragomir, sănătate și numai bine îți doresc, pe curând! Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir.